SMS la 1719, detalii pe pagina de Facebook PNG România. Și Rusia nu are. Ne tragem sufletul în această finală de la paralele, unde am fi putut să o avem pe Larisa Iordache, dar antrenorii au preferat să o odihnească, pentru că ea ar fi fost apoi prima la bârnă. E alegerea lor, știu foarte bine ceea ce fac. Sunt doi strategi deosebiți, Mariana Bitanc și Octavian Velu. Așa că tragem aer în piept și ne gândim deja la finala de la bârnă și apoi la sol. Dufournet din Franța. Va fi o finală interesantă și la paralele. Komova, din Rusia, campioana mondială în titlul la acest aparat. Dar o finală pe care noi o putem urmări cu mai multă liniște. Van Gerner din Olanda. Liza Caterina Hill, Germania. Cea care a beneficiat de retragerea Larisei și a prins finala. Ucraineanca Kononenko. Să vedem cum își valorifică norocul. Ruby Herald, Marea Britanie. Trebuie să suplinească lipsa lui Beth Tweedle, colegă cu noi acum, ceea la ce un umăr de noi, comentează pentru BBC. Anastasia Grișina. Rusia n-a avut nicio gimnastă pe podium la finala de la sărituri. Ba da, pe Grișina. A, pe podium nu. Nu pe în podium. Finală, da. În finală a avut gimnastă în finală, dar nu pe podium. Nu în au primele fost, trei. Da, au fost speculații cum că ar retrage-o pe Grișina ca să o poată înlocui cu Komova, dar până la urmă rușii au lăsat-o pe Grișina în această finală. Nu cu Komova, pardon, cu Mustafina. Am greșit. Dar eu n-am văzut-o pe Mustafina sărind a doua săritură. Nu, 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 la paralele vă. A, la paralele. Kim Boy. Da, Germania e foarte bună la acest aparat. La juniori au câștigat titlul. Da, da. După o contestație până la urmă, da. Pentru că arbitrele i-au dat gimnastei 30 mai puțin, da? Da. Au făcut contestație, i-au fost redate cele 30 și astfel reprezentanta Germaniei a luat aurul. Este vorba de Schedder. Kim Bui. Să vedem. Șapoșnicova cu 180 este un element destul de dificil. Zbor de pe bara de jos, pe bara de sus și cu o întoarcere. Un element cu întoarcere legat direct cu un alt element cu fază de zbor din băr. Jagr legat direct cu pat. Deci gimnastele și ale compoziția integralelor cu cât mai puține elemente intermediare. Am avut din nou exemplu de trecere de pe bara de sus pe bara de jos și înapoi fără alte elemente intermediare. Să vedem coborârea. Bravo! Bun! Un exercițiu. Probleme de ținută și de amplitudine, dar cu un ritm de execuție doar o dată, parcă a fost mai greoi. Întrerupt un ritm de execuție pe ansamblu bun. Aici este Ginger, foarte frumos făcut. Roata pe tălpi cu întoarcere legat direct cu Ginger. Avem reluare. Are și manicura făcută, da. Kim Bui. Asta am observat și eu. Și manicura și pedicura. Când da. O pus picioarele pe bară pentru roata petal, s-a văzut. Este impresionant sau uimitor cât de ușor și de natural se mișcă această gimnastă la paralele și cât de greoaie. Am putut-o vedea cu două zile în urmă la bârnă, tremurând și până la urmă chiar ratând. 14.700 din 6.2 dificultatea sunt penalizări destul de mari în la punct paralele. Și jumătate, da, la reprinderea barei după salturi, i-a îndoit coatele și
la picioare probleme de ținută. Iuna Dufournet din Franța, o gimnastă foarte bună la acest aparat. Să vedem ce integral ne prezintă. Văd că este singură, de regulă stă un antrenor lângă gimnastă, mai ales dacă execută salturi, părăsirea barei și salturi cu dificultate. Să vedem. Ah, o roată liberă spre înainte, cu întoarcere 180 direct legat, ceea ce spuneam, elemente legate între ele, din nou o legare, din păcate, ratat. Frustrant. Da. O desprindere din Stalder, legată direct cu un salt pac. Șapoșnicova, legată cu roată liberă, acolo va primi legare, decimul de legare. Are un integral frumos, frumos, frumoasă compoziție. Din păcate, văd că tot face tot felul de greșeli micuțe. Să spunem că ea vine totuși după o accidentare. A fost operată la genunchi. Se vede că nu mai are aceeași încredere și a pierdut din încredere și din ritmul de execuție. Și poate că nici rezistența, Ramona, nu este și cea care să-i permită să aibă un ritm și să lucreze, să spunem. Are elemente, prezintă un exercițiu dificil, cu legări dificile, trece foarte mult direct dintr-un... Avem aici o reluare. Opa. Cum a făcut zbor de pe bara de jos, pe bara de sus, și a Poșnicova direct cu roată liberă cu 360, dar, din păcate, cu ratare la sfârșit întoarcerii. Aici avem reluarea zborului de pe bara de jos, pe bara de sus, și cum intră în roată liberă și aceste, cade peste. Da, da. Aceste întoarceri trebuie terminate în stând pe mâine, da, altfel penalizările sunt, se duc la jumătate mari de punct, și dacă ai, astfel, să zic, trei întoarceri într-un exercițiu, din start poți să dai un punct și jumătate. Exact, dar din același motiv gimnastele se luptă să termine întoarcerea în stând pe mâini și cad, ratează pe partea cealaltă, exact greșeala, da, care ne-a arătat-o Ivona. Multe acum speculează codul și își compun exercițiul mai mult, cât mai puține întoarceri, da, cu mai multe desprinderi și treceri, exact, de pe bara mică, pe bara mare, dar trebuie să aibă și calități gimnasta ca să ducă, da, în alt, nu este un ușor, gen Beth Twiddle, îți amintești? Exact, da. Trece de pe bara pe alta cu desprinderi, cu prize încrucișate, cu întoarceri, da, între zboruri, adică zboară de pe bara de sus pe bara de jos și face și întoarcere în același timp, ceea ce nu este ușor, nu este ușor să părăsești o bară, să prinzi cealaltă bară și să faci și întoarcere. 6-2 dificultate ca și Kim Bui, dar mult mai slab la execuție. 14-0, 66 pentru Dufournet. Cred că este tristă. Este aparatul ei foarte. Și poate să câștige și titlul european după ce l-a câștigat pe cel mondial. Vika Komova. Scuzați cacofonia. Și are un exercițiu spectaculos. Direct, Stalder apropiat cu trecere. Foarte frumos, foarte elegant acest salt pack, dar cred că avea legare, nu cu îndreptare. Din nou, ce cu întoarcere, exact ce spuneam, și Poșnicova cu întoarcere cu 180, foarte elegant și frumos. Aici a încetinit puțin ritmul, un iagăr întins, ușoare probleme de păstrarea poziției. Da, da, și aș glumi că aici a depărtat picioare. Chiar am vrut să spun că parcă a tras fermoarul. Da, da, a avut ceva probleme. Am văzut același element folosit în diferite variante, același stalder printre brațe, și cu zbor, și cu salt, și cu întoarcere. Foarte înaltă. Frumos exercițiu, foarte frumos, și este o gimnastă elegantă, tehnică, foarte tehnică, folosește elanul, este nemulțumită, după cum arată. Sau poate obosită. Sau doar obosită. Și asta este extraordinar de talentată Vika, Victoria Komova, da. Avem o reluare. A făcut-o și Poșnicova direct cu salt pack. Foarte frumoase aceste treceri de pe o bară pe cealaltă, iar gimnasta, legând aceste elemente cu fază de zbor, primește și valoare bonus. La sfârșitul integral, la sfârșit, se calculează este fiecare Fika element. Este fica unei gimnaste de top din fosta Uniune Sovietică, campioană la Good Will Games, campioană mondială cu echipa. Mama ei a antrenat-o o perioadă. 6-7 dificultate, 8-966 la execuție, este imens la paralele. 15-666. Este cea mai mare notă de până acum din concursul de astăzi.
ieri Mustafin a primit 15, da, cu 700 sau 800. 700 și ceva a primit Iordache la bârnă în calificări. E o barieră impusă de Comova, ce va fi greu de depășit. Dar nu este ușor. Într-o finală... Are un exercițiu spectaculos, foarte greu, cu elemente dificile legate între ele și adună multă bonificație. Celine van Gerner din Olanda e într-o competiție directă cu compatriota sa pentru prezența la Jocurile Olimpice. Au ajuns chiar în instanță. Alder apropiat, dar nu atât de bine închis și de elegant cum am văzut puțin mai devreme la Comova. Un iagăr frumos executat. Picioarele ar trebui să intre puțin mai pe piept, mai înăuntru. Trecere cu întoarcere cu 180 de pe bara de sus, legată imediat cu o altă trecere de jos sus. Și am văzut întoarcerea și coborârea. Masela și Van Gerner se luptă în instanță pentru locul pe care Olanda l-are în competiția feminină de la Jocurile Olimpice. Federația olandeză i-l-a oferit celei pe care am văzut-o la sărituri, Wami Masela. Van Gerner a contestat această decizie după ce a câștigat la naționale. Va mai exista un concurs în care se vor înfrunta cele două. Au fost în instanță după modelul, să zicem, conflictului între Zonderland și Vames, și cei doi băieți din Olanda au dat în judecată federația, adică unul dintre ei, după ce federația i-a acordat altuia dreptul de a merge. E interesant. Foarte, foarte, da, greu de acceptat pentru mine, atâta timp cât probabil se și antrenează împreună și lucrează, mi se pare foarte greu de acceptat să-ți dai practic colegul. Nu, practic au dat federația, nu colegul, că e... Nu sunt în conflict direct. Federația a oferit locul celor doi, iar cei care au, cred ei, au fost nedreptățiți și au căutat dreptatea în justiție. 14-633. 6-2 dificultate ca execuție sub Kim Bui pentru Van Gerner. Hill din Marea Britanie acum. Din Germania. Germania, da. Cea care a luat locul Larisei. Să vedem cum își valorifică această șansă. Începe direct cu Șapoșnicova de pe tălpi, legată cu roată liberă cu 180. Probleme la păstrarea poziției. Și da, și-a terminat întoarcerea destul de târziu. Da, târziu și cu echer pe toată durata întoarcerii. Are o poziție ușor în echer. O îndreptare, balansă pe mâini. Cred că deja gimnasta se pregătește de coborâre. Nu, încă un iagăr, încă o desprindere. Și acum... coborârea. Tsukahara frumos executată deasupra barei. Da, din acel unghi se vede exact dacă prima întoarcere se termină deasupra barei, cum cere regulamentul. Exact. Este mai ușor de apreciat. Aici avem reluare cu poziția, da, și căzut foarte târziu. Da, foarte jumătate târziu, de punct. Jumătate pierde de punct. Și totodată foarte dificil de legat. A legat imediat, a intrat într-un salt Ginger. Ceea ce nu e ușor, din cădere să intri direct. Aici este iagărul. Iagărul, da, îndepărtat. Da, coatele ușor îndoite la reprinderea barei. Ușoare probleme de ținută. Sau mai mari. Dacă mi-amintesc prima parte, m-am gândit în partea, dar în prima parte a avut probleme clar. A fost în echer. Același lucru, cred, îl spune și Jutta Müller. Da. Da, după cum a gestul făcut, asta e. 14-425, locul 4. Comova, Bui, Van Gerner în acest moment, ordinea. Primele trei poziții, da, încă trei fete, Kononenko, Harold și Grișina. Clasamentul se poate schimba. La vârf, foarte greu. Cred că doar Grișina poate amenința poziția Comovei. Dar podiumul poate suferi modificări.
Kononenko a fost o bună gimnastă la junioare la acest aparat. Da. Trecerea la seniorat i-a adus și ei modificări corporale. Mari. Mari. Ucraina are, în schimb, o școală foarte bună, tehnică bună la gimnastele din această țară la paralele. Probleme. Și direct legat, întoarcere cu acel salt și direct a intrat în pac. Deci trei elemente legate între ele și a Poșnikova. Elemente de dificultate, dar se vede greoi în execuție. Foarte impresionant, acest prins cu 180 direct legat cu salt Iagăr. Foarte, foarte frumos. Păcat că Iagărul a fost sub nivel... Opa! Iagărul executa sub nivelul barei, dar este foarte dificil să fie executat la nivel sau peste, cum îl fac gimnastele care îl fac din elan complet. Ina Koropchinska, antrenoare, soția lui Igor Koropchinski. Avem o reluare. Un Stalder cu 360, legat cu Kachev cu 180 și direct Iagăr. Dacă ar fi avut câteva kilograme mai puțin, probabil s-ar fi mișcat mai bine. Ar fi fost ritmul de execuție mult mai ridicat și problemele de ținută care ea le-a avut în acest integral, probabil n-ar mai fi fost. Chiar dacă la paralel se poate folosi elanul, este un aparat tehnic. Kononenko urcă pe 2, 15-133, 6-7 dificultate, exact cât Komova. A avut multe elemente de valoare legate între ele. Două reprize de 3, doar ce mi-amintesc eu, dar am mai avut. Ucraina n-a mai luat de foarte mulți ani medalie în competiția feminină. Ar fi extraordinar pentru ei. Mi se pare că ultima care a luat a fost Krasnianska. Așa este, argint mondial în 2006 la Bârnă. Nu, aur mondial. Argintul i-a revenit atunci Sandrei Izbașa. Foarte frumos. Un alt deasupra, peste bară. O roată pe tăl cu întoarcere 360, direct legată cu salt pac. Aceste legări sunt foarte dificile. Bineînțeles că gimnastele au... Și eu m-am speriat, am crezut că se duce cu întoarcere cu 180 și am făcut o întoarcere 360. Foarte frumos, foarte frumos și impresionant. Opa! Din păcate, totuși a legat coborâna. Totuși a intrat. Eu mă așteptam să mai fac și o eu așteptam. Balans extraordinar. Și ea este surprinsă. Da, că i-a ieșit, da. Aș vrea să, dacă ne arată reluare la acel salt cu 360, avem aici o reluare, da. Salt pac cu 360, foarte frumos și dificil în același timp. Harold a dat emoții tribunei și mie. Vedem folosind palmiere. Da. La noi, la nivelul juniorelor. Are două rânduri, are și leucoplast pe dedesubt și are și palmiere. Aici avem, vai, totuși cum a reușit să se redreseze, da? Și să ducă totuși și să ducă coborârea la capăt, coborârea în picioare. O gimnastă puternică. Și a decis foarte repede. O rapiditate în gândire, da. 14-366. Iată, are dificultate. 6-1, 8-2 la execuție. Ultima gimnastă, Greștina. Să vedem dacă reușește să-și facă integralul. Nu este ușor să fii ultima finalistă. Stalder apropiat printre brațe, legat direct cu Iagăr apropiat. Din nou, același Stalder cu 360, care are o valoare mai mare, legat direct cu Kachev apropiat și cu salt pac. Frumos până acum, execuția Griscinei, să vedem. Roată pe tăl cu 360, ușor poziție de echer și direct coborâre Tsukahara.
cred că Rusia va avea două fete pe podium. Să vedem ce poziție. Komova 15-666, Kononenko are 15-133. S-ar putea să vedem o dublă aur și argint pentru Rusia, un aparat pe care ele îl domină. Aparat care le-a readus și în lupta pentru titlul european ieri. Un concurs cu mari emoții pentru noi, început super puternic, sărituri, am scăpat cu bine de paralel, a venit însă acel incident de la bârnă, exercițiul Larisei Iordache cu ratarea de la saltul înapoi cu 3.60 și rușii parcă au prins elan din clipa aceea, viață, da? Și au redresat sărituri și paralele. Am fost la aproape un punct diferență între, cam asta să spunem, e și diferența, faptul că noi am crescut mult, e îmbucurător. Da. Rușii au avut un regres față de ce am văzut în ultimii 2 ani. Mai ales la sol, mi s-a părut mie. Și la multe ezitări la bârnă, multe ezitări, parcă fără încredere în execuții la bârnă. N-au reușit să-și facă legări, să-și prezinte exerciții de dificultate și de valoare. Ne-am recâștigat supremația în Europa. Așteptăm cu mare nerăbdare să vedem Jocurile Olimpice, competiție ce va fi evident transmisă tot de televiziunea română. Marele spectacol olimpic în direct la TVR în vară. Foarte multe ore de transmisiuni. Gimnastica își va tăia cu siguranță partea leului alături de scrimă. Fetele de la spadă, băieții de la sabie, canotajul, caia, canoe, halterele, judoul. Stafina o felicită pe Komova. Grișina își vede liniștită de treabă. Locul 2 pentru Rusia. Aur și argint. Kononenko bronz. Tehnica ex-sovietică și-a spus cuvântul la acest aparat, da, pe care noi l-am schimbat în gimnastică. Nu știu, am inventat o bârnă cu două etaje, două soluri, nu știu, orice. Unde-s vremurile în care Silivaș, Miloșovici câștigau medalii, Nadia la paralele? Dar ține și de talentul sportivelor din generațiile acestea. Parcă prea mergem cu teamă spre paralele. Ne teamă să nu ratăm. Poate ar trebui, să riscăm mai mult. Da, cred că până la urmă este o obișnuință de gândire, de mentalitate. Și de la antrenor pornită și gimnastele o preiau din mers. Foarte frumoase aceste reluări. Putem vedea ce frumos acest iagăr întins. Și urmează festivitatea de premiere. Foarte frumos acest ștalder printre brațe, cu întoarcere 360. Până se montează podiumul, nici nu știu ce să fac, să dăm repede legătura sau să așteptăm festivitatea, pentru că văd că deja sunt sus cu podiumul. Poate îmi spun colegii. Dăm repede legătura, revenim în câteva momente. Tried to be chill, but you're so hot that I melted. I reckon it's again my turn to win some or learn some. Cu Orange Prepay, primăvara e plină de surprize. Reîncarcă-ți acum cartela în Prepay și îți oferim bonus 50 de minute și SMS-uri naționale la reîncărcarea de 5 euro. Iar cu numai 2 euro în plus, primești bonus dublu. Descoperă